Sistemul sanitar românesc s-ar putea confrunta cu un exod al asistenților în cazul în care salariile acestora vor fi diminuate. În prezent se înregistrează lunar în Cluj câte 100 de cereri de plecare la muncă în străinătate, iar de anul trecut și până acum 1000 de asistente medicale au și plecat. Reducerile de salarii cu 25% vor afecta grav sistemul de sănătate, nu numai prin faptul că oamenii nu vor avea bani să trăiască, ci și din punct de vedere profesional, deoarece foarte multe asistente medicale vor pleca să lucreze în străinătate. Vor lucra pe un salariu de 2000 de euro pe lună și nu vor accepta să rămână în țară pentru a fi plătite cu 600 de lei, a precizat Emil Buiga, președintele Ordinului Asistenților Medicali din județul Cluj. El susține că fenomenul s-a accentuat anul acesta pentru că în 5 luni au plecat atâtea asistente cât în tot anul trecut. Țările preferate de asistente sunt Anglia, Italia, Franța, SUA sau Canada, unde, în afară de salarii din care pot trăi, beneficiază și de condiții decente de muncă. O altă problemă a sistemului sanitar este deficitul de personal. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, de exemplu, funcționează cu 144 de cadre medicale în minus, iar la Spitalul Clinic Județean Cluj situația este și mai gravă, deficitul ajungând la 800 de persoane, conform spuselor Mariei Bizo, prim vicepreședintele Sindicatului Sanitas din Cluj.